Stelian, foarte supărat după ce a ieșit de la Capricii, spunea că ar fi dorit să obțină un răspuns de la domnul Puiu. Se referea la faptul că sunt concurenții încurajați să facă ce simt, să fie sinceri și apoi sunt judecați. Spunea Stelian că din această cauză poate unii concurenții sunt mai precauți și de aceea li se spune că merg cu frâna de mână trasă, pentru că au văzut și ei dacă greșești ceva, se întâmplă ca apoi să fie judecați și nu înțelege de ce domnul Puiu nu i-a răspuns la întrebare. Era sigur că a înțeles din prima domnul psiholog ce a vrut el să spună și cu toate acestea a amânat cumva răspunsul. Băieții spuneau că filozofează cam mult și Stelian și nu este direct atunci când vrea să pună o întrebare sau să răspundă la o întrebare și la Capricii niciodată nu este timp, e timpul ceva mai scurt decât la Mireasa. Dar și ei au înțeles ce a vrut să spună Stelian și ei erau curioși de răspunsul domnului psiholog, dar au băgat repede reclamă. Spunea Raul că de obicei atunci când nu vrei să răspunzi la o întrebare, pui o altă întrebare, mai tragi de timp și cam așa s-a întâmplat și cu domnul psiholog.